Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Un candidat american la președinție spune că dacă va fi ales, e vorba de Robert Kennedy Jr., va garanta dreptul fiecărui cetățean american de a deține, de a folosi, de a cumpăra sau de a vinde Bitcoin. Minunat, nu? Sună foarte bine ca și campanie electorală, cum ar fi și la noi în următorul an la alegeri, gen candidații la primărie, să zică, bă, dacă mă alegeți pe mine, puteți să folosiți Bitcoin. Wow. Ideea este că, indiferent de decizia candidatului, oamenii cam pot folosi Bitcoin cu sau fără aprobarea lor. Acum va rămâne permanent o întrebare, cine a creat Bitcoin-ul? Cui folosește Bitcoin-ul? Care e scopul Bitcoin? Cei care sunteți în comunitatea premium pe YouTube, la mine, știți că săptămâna trecută mi-am spus oarecum care este părerea mea. Acum, dacă e să luăm ce se întâmplă în jurul nostru, BlackRock-ul, care BlackRock-ul e aproape cât un continent, adică e un cumul de valori cam mai multe țări puse cap la cap. Și peste tot apar știri, da, sunt 50% șanse să obțină aprobarea pentru ETF. Dacă vor obține aprobarea pentru ETF, Bitcoin se duce la stele. Ideea este că mă uitam dimineață și pe Glassnode și achizițiile continuă. Preponderent am văzut mișcări serioase pe Asia. Da? Este clar că investitorii strategici așteaptă cu entuziasm să vadă care este rezultatul dacă cei de la BlackRock primesc aprobarea pentru ETF. Ideea este că dacă cei de la BlackRock primesc aprobarea pentru ETF, o avalanșă de alte mari companii va urma și cu toții vor solicita să obțină și probabil vor primi mulți aprobare. Asta e o chestie pentru următorul ciclu de piață. Bun, dar să privim și din altă perspectivă. Ok. Se aprobă ETF-ul, se face Bitcoin-ul 70.000, 100.000, 150.000. Ce face restul planetei? Pentru că toată lumea presupune că orice vei cumpăra acum, în următorul bull market îți va aduce randamente uriașe. Ideea este că o mare parte din jucătorii actuali din piața cripto, da, vor fi acolo. O mare parte din aceștia vor fi mult mai prudenți. Adică dacă ar fi să luăm cei care au prins bull market-ul din 2017, l-au prins și pe ăsta din 2021, au cam înțeles cum stă treaba mulți. Da? Dominanța Bitcoin este 50%, dominanța Ethereum este 70%. Deci noi practic avem o piață cripto care de fapt e Bitcoin și Ethereum. Iar restul sunt așa, complementare. Eu personal nu știu dacă tot ce vei cumpăra va bubui în următorul ciclu de piață. Există o probabilitate ca multe proiecte să aibă randamente mult mai interesante decât va avea Bitcoin și Ethereum. Dar nu toate. Deocamdată nu am văzut un push puternic pe partea de reglementare globală. Da? Chestia asta se poate întâmpla într-o etapă foarte scurtă. Da? Deja drafturile există. În Europa avem MiCA, în America se lucrează, în Australia se lucrează, în alte țări se lucrează. Da? În Asia vedem o repoziționare, Singapore, Hong Kong, China se poziționează într-un fel față de piața cripto. Cu certitudine, da, cu certitudine, e un lucru clar pentru mine. Bitcoin nu va ajunge la o valoare de peste 100.000 de dolari. Ethereum și el s-ar putea să aibă randamente foarte frumoase. Acum hai să vedem ce se întâmplă săptămâna asta pe charturi. Bun, suntem din nou pe graficul celor de la Binance, în paritate Bitcoin-ul cu Tether-ul pe o zi. Lumânările actuale ne arată că volumul de bani în piață nu mai este la fel de ridicat cum era acum câteva zile. Da? Vedeți ce transformări? Când o te aștepți, țac, țac, ia uitați ce lumânare aici, o lumânare de asta e cât
șase de astea. Iar ce ziceam ieri? Am impresia că se formează un bull flag, da? Începe să arate bull flag. Și vă spuneam ieri că ținta, dacă ar fi să-l iau de aici, e undeva pe la 19%, da? Dacă mă duc de jos, da, nu e de jos, e 26%, da? Hai să zic că o luăm de aici, de unde se formează acest pilon. Fiecare poate să-și folosească imaginația cum vrea, da? Sunt 19%. Asta ar însemna din poziția actuală undeva pe la 36.000, 37.000, da? Dacă acest bull flag se confirmă. Pe 12 ore avem aproape gata corecția, da? Și aici avem un bull flag, da? Eu așa-l văd, ca un bull flag. Un target, aici e zona de suport, 29.900. Să sperăm că nu se duce mai jos, adică să rupă structura, cu toate că poate să facă un fake breakout, da? Pe 4 ore, nu s-a întâmplat nimic marcabil, suntem într-un range, da? O zonă de consolidare, cum i-a zice. Pe 3 zile, suntem în zona de top, da? Vă spuneam ieri, am rupt acest 200 moving average, eu acum am aștept the next level. Adică asta este mișcarea logică, dacă mă uit și pe daily, da? Suntem în zona de top, zona de forță, acum e nevoie doar de bani, e nevoie de un news pozitiv, ceva. Pentru că dacă vine o știre negativă sau nu, ceva neplăcut, vom rupe această structură și ne vom duce în zonele astea, 27.000, 26.900 și în cel mai prost scenariu ne putem duce aici la 24, dar nu a mai fost de mult timp. Pentru că, priviți, pe 3 zile acest 50 smooth moving average, 25.000 și un pic, este zona de suport. Dacă începem și pe weekly, îl vedem. Este 20 moving average. Da? Care pe weekly, deja astea sunt zone destul de puternice. E un interval de timp foarte mare care poate să ne confere o garanție. Pentru mine, vara asta, cred că ăsta va fi suportul nostru, între 25.000 și 26.000. Cu cât consolidăm mai mult în aceste zone, cu atât este mai bine pentru piața cripto. Da? Totul depinde de Bitcoin, el e 50% din piață, așa că trebuie să fim înarmați cu răbdare, dar și cu ochii pe news-uri. Dragii mei, acesta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro. Aici sunt link-urile mele oficiale. Vă reamintesc, nu contactați pe nimeni, nu vă propun investiții, afaceri, nimic de genul. Da? Acesta este serviciul, cursul de tranzacționare cripto pe care vi-l propun. Este un material educativ de 4 ore în limba română, explicat de mine, în format video. Îl puteți vedea de oricâte ori aveți nevoie și credeți-mă, că este materialul pe care și eu îl folosesc pentru autoeducație. De asemenea, vă reamintesc că în fiecare săptămână avem un episod complex de analiză tehnică premium pe YouTube. Este un episod de aproape jumătate de oră în care vorbim despre piața cripto, vorbim despre Nasdaq, Tesla, Apple, Amazon. De asemenea, în fiecare săptămână vă propun și vă ofer un indicator. Încep să ofer indicatori foarte noi care folosesc și inteligența artificială, așa că merită din toate pozițiile să ne vedem acolo. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!